După cum probabil știți din episoadele anterioare, am rămas însărcinați. Doar că pentru Ana nu suna foarte bine treaba asta, pentru că simțea că toată povara era doar pe ea. Așa că i-a venit o idee să mă însărcineze și pe mine. Eu am luat în greutate, deci în săptămâna 10 am început să mă cântăresc și aveam 61 de kilograme și de 6 săptămâni încă am 68. Toată greutatea pe care am pus-o, am pus-o în partea din față. Este drept. La femeie burta crește treptat, nu te trezești într-o zi cu o burtă de 10 kilograme. Doamna a zis că 15 kilograme. Însă sunt multe alte lucruri care o să echilibreze balanța, să zic așa, cum ar fi faptul că eu în momentul în care mă aplec, mă doare atât de tare în capul sternului și aici am burta. Deci nu pot să mă aplec. Abdomenul nu mai există. Deci abdomenul nu mai poți încorda. Am și etichetă. După aceea îți ridic peste lume. Dar să-i facem o bază. Ridică-l un pic mai sus, că o să apă, o să se întindă la vedere. E normal să nu mai pot respira? Bun! Bun! Și avem o listă cu activități pe care Ana speră să eu nu le pot face. Păi nu, hai să simulăm ridicatul din pat. Ăsta-i culcușul tău, doamna mea. Da. Și pe care parte? Păi, nu, ideea e că trebuie să te pui cu picioarele sus. Așa nu e. Ridică-te mai sus. Mă descurc. Bun. Și azi e confortabil să stai pe spate. Foarte confortabil. Foarte. Nu te recomandat doctorul să nu dormi pe spate. Da, și din păcate singura mea poziție în care pot să dorm este pe spate. De ce? Nu mă întrebați! Bun, hai, întoarce-te pe partea stângă, că numai pe partea stângă te poți odihni. Pe partea stângă ca să nu ai reflux gastric, iubitul meu. Dar pot să pun piciorul jos? Nu, eu noaptea nu-mi pun piciorul jos, rămân în pat. Atât am și eu la dispoziție, că pe partea cealaltă stai tu. Mă descurc! Exact. N-ai încordat abdomenul. Dar fii atent, acum rugăminte. Încearcă să conștientizezi mișcarea, să te întorci pe partea dreaptă, fără să-ți încordezi abdomenul deloc. Încearcă să conștientizezi fără să încordezi abdomenul. Că nu poți, te doare, simți că se rupe, atât ai de crăcănat. Exact! Aia-i mișcarea! Bravo! Bravo! Exact! Așa. Exact, așa. Fetelor, luați și învățați. De n-ai cum. De ce nu l-am pus pe exact așa mă mișc și eu. Ce dar tot e înalt așa, nu trebuie așa înalt. Mai mic, scoate picioarele gri. Așează-te. De ce? Pentru că să vreau să te încalți, să te descalți și ca și exercițiu... Te descalți tu singur? Nu vrei să te ajut, iubita mea? Nu, mă descurc. E ușor să te încalți, să te descalți când ești gravidă. Dă-te șoseta jos! Păi ce? Crezi că noi ne trezim dimineața cu șosetele în picioare și să stăm cu șosetele în picioare? Bun, și acum eu am primit mesaj de la tine. Iubita, poți să cobori, coboară. Haide, repede. Repede. Și asta spunem accentul că e mult mai mare decât al tău. Mult mai mare ce? Nu mai vedeam ciuscă. Mult mai mare ce?
nu e mult mai mare, că raportat la corpul tău, este proporțională. Am păstrat proporțiile. Ai mobilitate acolo. Eu nu am, din păcate. Deci eu nu pot să ridic piciorul atâta cât ridică piciorul Kiwi. Te încurcă o sarcină. Opa. Mă descurc. Mm-hmm. Perfect! O să vreau să faci un lucru, pentru că ai colanții pe tine din picioare. Sus în picioare. Și să-ți dai pantalonii jos și să iei pe tine. Nu este în jos, merg foarte simplu. Ca de obicei. Și acum o iei pe tine. Suntem în picioare? Da. De ce nu sunt în jos? Pentru că te grăbești, așteaptă Kiwi jos. Na, eu nu pot. Bun, hai să... Hai să vedem cum îți vin hainele din dulap. Exact, exact, exact așa îmi vin și mie tricourile. Încă nu, încă îmi vin așa. Bun, ți-e confortabil? Da, 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 pentru că eu atât cu tricouri mai mari. Hai să te văd la volan. La volan? Da. Du-te și ia cheia de la mașină. Ne folosim. După ce avem în jur. Iubit, o să omori copilul. Da? Da? Nu. Acum du-te și tu până la Belly și o oră jumate de drum. Cum ți s-ar părea? Cu muzica corectă, orice că sunt. Cu muzica corectă și să stai așa să nu poți să fii înțepenit. Altceva? Bine, da. Dă-mi perna din spate de pe banchetă, așa cu mâna, întinde-te și dă-mi o... Poate strupi umărul? De ce te chinui așa? Că cineva a lăsat... A, și zici că de aia nu poți? Da. Bine, hai, ești iertat. Bun, bine ați venit la sală, domnul Kivari, ne aflăm la T-Gym. Bine ați venit pe la noi, haideți să facem un mic antrenament. Easy lemon squeeze, easy lemon antrenament, deja asta e ușoară. Apleacă-te. Dar e ușor de luat. Atât de ușor. Foarte ușor. Do this daily. Baby, e tras una în cap. Pic baby row ăsta, aici. Eu îl trag sub piept. Aici îl trag eu. Exact. Exact, ca să ai cursa mai lungă. Zici că ești o panseluță. E so funny. Gata? Da. Bun, hai aici în față. Și eu n-am încercat niciodată, trebuie să recunosc, dar trebuie să te vă fac în pe tine asta. Fă 10 jumping jacks! Nu că-ți rupe burta! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Na, mie mi-a fost frică, îți dai seama. Nu, nu fi nervoasă. Eu, exact așa, you're so cute. Eu nu pot să fac. Ai, nu, spatele drept, ce e asta? Cambrează spatele. Strânge fesierul. Îți dai seama că aș râde grav de tine dacă ți-aș da să faci flotări? Asta chiar vor fi, băi, asta
care ți exact ca o gravidă din a... Cam asta... Cam atât, nu? Cam atât, era... Păi da, dar burta ta nu e așa în față ca a mea. Eu mai am o burtă pe sub burta asta, care împinge burta... Care împinge burta asta mai în față. Dar nu smic, adică, I'm not small. 10. Oh, invers. Okay. Ridică-ți iubitul meu tricoul. Uite, cum să nu te ce raportat la... Dar raportat la ce? Nu? Nu? Nu. Ia, vă rog frumos să votați. Dacă considerați că burta lui Kiwi ar fi trebuit să fie mai mică. Clar. Dar să vă uitați la corpul lui și la corpul meu. Că-s micuț. Vreau să știu ce părere ai avut. E viața ușoară. Hai, nu, serios. Plângeți foarte mult. Nu e vorba de plânți, e vorba de 9 luni de zile. Bine, hai să zici că primele 3 luni nu se pun, dar la mine s-au pus în alt fel. Și după, vrei să stai așa cu el o săptămână? Sigur. 9 luni. Și trebuie să avem un copil unde să stăm. Exact, că asta e unul dintre avantajele în momentul în care mănânci pe canapea. Poți să-ți pui ce pe burtă. Lăsați-ne în comentarii cum credeți că s-a descurcat Kiwi. Eu zic, eu sunt foarte optimistă că încă de la anul îl vom duce la concursurile de off-road cu noi, pentru că eu chiar vreau să concurez în anul competițional 2025, ca și copilot. Full season. Mi-a părut bine.